Au trecut zile, săptămâni, luni și ani de când nu am mai călcat în acea pădure. Am continuat să merg la psiholog și să urmez tratamentul. Acea siluetă pe care mi-o imaginam mereu la geamul meu a dispărut de ceva timp. Până într-o zi, ziua în care se împliniseră 2 ani de la întâmplare, a apărut la geam și mi-a șoptit: "Băiețelule, vino mai aproape! Nu te-am uitat încă! Într-o zi, tot o să te prind!" A doua zi, într-o dimineață de sâmbătă, mi-am sunat câțiva prieteni și i-am întrebat dacă vor să mergem prin pădure să ne plimbăm. Am fost de acord, ne-am întâlnit în fața blocului meu și am plecat cu bicicletele. Ajuns la marginea pădurii, i-am întrebat: "Cu bicicletele ce facem? Nu putem să mergem cu ele." "Le vom lega aici de gardul acesta, este din metal și nimeni nu le va putea lua." "E sigur că vrei să intrăm? Nu mai țin minte ce s-a întâmplat data trecută?" spuse Alex cu un glas tare. "Nu se va întâmpla nimic. Eu nu cred că există nicio siluetă în pădurea asta. Cred că voi v-ați imaginat tot ce ne-ați mințit." Deodată tot începură să râdă. "Atunci să mergem," murmură Rob. Băieții intrară în pădure. Au mers ce au mers și au ajuns pe un platou. Pe copaci erau marcate niște săgeți cu vopsea roșie. "Oare unde duc aceste săgeți?" "Haide să le urmăm. Ce se poate întâmpla?" Au continuat să meargă până au ajuns la un gard. Gardul avea o gaură în el, iar lângă se afla o hârtie. "Știam că veți veni. Nu v-am mai văzut de mult timp. Vă așteptam foarte mult timp, mai ales pe tine, Rob. Ți-am promis că te voi prinde odată și odată." "Asta e o farsă?" striga Alexandre și Ion spre Rob. "Nu, pot să jur, nu eu am scris asta." "Da, sigur, ne minți pe toți." Rob, furios, i-a dat lui Ion un pumn în gură. Cei doi băieți au intervenit și l-au pus jos pe Rob. "Vom pleca, nenorocitule, ești un nebun psihopat." Cei trei băieți au fugit, iar Rob a rămas singur. Nu au mers foarte mult și au auzit deja un strigăt. "Aaaa!" S-au întors spre Rob, deoarece le era milă de el. Din păcate, când au ajuns la gardul acela, Rob era înfipt într-o creangă și atârna în copac. "Trebuie să-l ajutăm!" strigă Andrei. "Sună repede la ambulanță, repede!" Au tot încercat să sune, dar nu aveau semnale. Deodată, Ion începe să vorbească. "A meritat asta, a fost un nenorocit." Băieții au luat-o la fugă până au ajuns la poarta unui conac. Se rătăciseră. "Acum ce facem? S-a făcut târziu, nu vom mai putea vedea nici drumul." "Am putea nopta aici până dimineață." "Tu vorbești serios? Nu putem rămâne aici. Ai văzut ce s-a întâmplat cu Rob? Acum mă crezi când ți-a spus că silueta aceea a vrut să ne omoare acum 2 ani?" "Da, vă cred. Îmi pare foarte rău că nu v-am ascultat." Dintr-o dată, o siluetă neagră și o lungă șoptește: "Băiețelule, vino mai aproape." "Băieții, cred că ar fi cazul să fugim. Ne vom despărți. Așa, silueta nu va putea să ne prindă." Băieții au fugit să caute o ieșire, dar întunericul nu-i prea ajuta. Alex s-a întâlnit cu Andrei pe drum. Andrei, țin minte că aveai o lanternă în rucsac." "O să caut." Andrei a găsit lanterna, dar nu avea baterii. Au continuat să fugă. Dintr-o dată, Andrei se împiedică și cade cu capul fix într-un țepuș. Bucăți de creier erau peste tot, iar sângele pictase deja toate frunzele din preajmă. "Oh, nu! Andrei!" Alex, speriat, se uită prin jur. O umbră alerga printre copaci. Ion! Da, sunt aici! Iar în spatele meu este Andrei." Andrei s-a împiedicat și a căzut cu capul în țepuș. "Atunci cine este în spa..." Ion nu termină să vorbească, căci o siluetă neagră a apărut în spatele lui. Mâna siluetei a intrat prin corpul lui Ion, iar inima a fost pulberată și înghițită de siluetă. Ultimul băiat rămas în viață a alergat cu toate puterile în față. Din fericire, luminile unei mașini se vedeau. Ajuns la mașină, un bărbat a coborât din ea. "Ce s-a întâmplat? Ce cauți aici noaptea?" O siluetă mi-a omorât toți prietenii." "Gata cu glumele, spune-mi adevărul." Ea e chiar în spatele tău." Dimineața, poliția a ajuns la mașină. Acolo era bărbatul rupt în bucăți, iar Alex stătea întins lângă mașină, decapitat. Polițiștii au găsit toate corpurile cu unele părți lipsă. Cazul a apărut în toate ziarele. De atunci, părinții nu își mai lasă copiii în pădurea aceea, nici adulții nu mai au curajul să intre. Până când